Ce materiale folosiți pentru a face aceste mărțișoare unicat? Materialele sunt diverse. Sunt de la plante, flori, oase de pește, nuci, mărgele, semințe. Oasele de pește, de unde v-a venit ideea? Sau e ceva tradițional sau dumneavoastră sunteți? Nu e neapărat ceva tradițional, doar că fiind și o gospodină bună, așa, când făceam, eu știu, ciorbă sau așa și vedeam diverse forme și așa, mi-a venit ideea să pun pe pânză de iută și să văd cum... Și, într-adevăr, dau foarte bine. Au și succes, nu? Da, spălate, frumos, uscate și nu... Da, sunt apreciate care cunosc așa... Ce spun oamenii când vin și se uită la aceste mărțișoare? Ce să spună, sunt impresionați. Ei, de fapt, ne mai cunosc așa, că e la 4-a ediție și s-au mai obișnuit cu noi, noi cu ei și tot așa. Câtă migală este la aceste mărțișoare? Multă migală. Multă, foarte multă migală. Dar asta lucrăm tot timpul și... Ești foarte drag. Sunteți o fire calmă în general de puteți să le faceți, să aveți grijă cu fiecare mărgeluță? Da, știți cum e? Firea calmă e doar în atelier. Altfel, zi de zi așa nu sunt foarte calmă. Dar lucru de mână, în general, sculptura care eu lucrez, mă relaxează foarte mult și îmi dă o calmitate și lucrez foarte multe ore în atelier. Eu lucrez cu hârtie făcută în casă, adică manual făcută, în mare parte, și asta le-am adus, multă hârtie, păpuși, bucurie, păpușele de deget, uite, astea sunt păpușele de deget, de exemplu. Uite, așa. Pentru copilași, că eu m-am gândit că mărțișoarele le porți în piept în ziua de întâi, poate până pe 8, dar nu prea am văzut, după care le arunci într-un sertar și le dăruiești anul viitor al cuiva, poate, dacă n-ai apucat să cumperi. Eu am zis că tot ce fac ca și mărțișor, să, sub pretextul că sunt mărțișoare, să și le atârne acolo în casă, un tablouaș, o broșă pe care să o mai poarte și la altceva, se vede. Ai ajuns să faci această artă, ai învățat-o de la cineva sau e ceva? Nu, e în pauzele de la teatru, eu sunt actriță, în pauzele de la teatru, când ajung acasă, mai fac câte o floricică, mai fac o pisicuță. Da, cred că e un fel de a omorâ timpul frumos, colorat așa, pentru că e multă culoare, după cum observați. Ce ziceți de aceste mărțișoare? Da, sunt foarte, îmi plac, sunt frumoase. Mai ales că sunt din partea noastră, de la Soveja, nu? De unde? Parmiș, ca așa au zis. Sunt foarte frumoase. Da, păi aia, trebuie să iau și eu soției un mărțișor. Nu contează că am 65 de ani și ea la fel, dar mărțișorul e mărțișor, vorba aia. De ce v-ați orientat către acestea și nu spre altele care sunt mai moderne? Ce să zic, normal că sunt și eu de pe la țară, de asta îmi place mai mult portul ăsta popular. Nu mai e cum mai era, bine, mersi, dar totuși mai țin, pe la munte, pe pânțele alea pe acolo, pe la Soveja, încoace, cum venim încoace, se mai menține încă totuși portul popular.